invităm pe domnul ministru Alexandru Pugna să transmită mesajul domniei sale. Onorate oficialități, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, stimați invitați, dragi bistrițeni, este o mare bucurie pentru mine să vă salut în numele instituției numărul 1 de cultură din România, Ministerul Culturii și Identității Naționale, și să fiu părtaș la bucuria bistrițenilor care în fiecare an, în această perioadă, mută capitala folclorului mondial acasă aici, la Bistrița, la noi. Este un lucru extraordinar să avem parte de formații venite din țări îndepărtate pentru a aduce aici pe scena de la Bistrița momente inedite din folclorul fiecărei țări. Așa precum Coșbuc a ilustrat în nunta Zamfirei, în celebra sa poezie, că la acea nuntă veneau nuntași din multe, multe țări, an de an, aici pe scena de la Bistrița, vin nuntași de pretutindeni din această lume pentru a demonstra tuturor valoarea spirituală a neamului din care facem parte. Același lucru fac și ansamblurile folclorice românești, prezente la mari festivaluri în lume, acolo unde, datorită faptului că avem un președinte român și bistrițean, prin domnul dr. Dorel Cozma, avem bucuria să trimitem acolo cele mai prestigioase ansambluri folclorice și din Bistrița, dar de pretutindeni din România, pentru a demonstra lumii întregi valoarea fără egal al spiritului românesc. Și mă bucur că în ediția din acest an avem multe formații venite pentru prima dată în România și în Bistrița, formații care din țări care nu au mai fost prezente la edițiile precedente, la cele 22 de ediții. Vreau să felicit pe toți cei care se implică ca în fiecare an Bistrița să se bucure de asemenea prezențe, în primul rând pe Dorel Cozma, doctorul Dorel Cozma, care este sufletul acestei acțiuni de an bun, dar și cei care sprijină din punct de vedere financiar această acțiune, pentru că nu este lucru ușor, primăria și Consiliul Local Bistrița, personal, pe domnul primar Ovidiu Teodor Crețu. Pe dumneavoastră toți, cei care prin prezența dumneavoastră dați gir acestei manifestări care se numără, vă asigur, printre cele mai prestigioase din țară. Și pentru că domnul primar își punea întrebarea dacă junii Sibiului au sosit sau nu, vă asigur că da, sunt sosiți. Am văzut-o pe Silvia Macrea, celebra directoare și coregrafă acestui prestigios ansamblu folcloric, cum se pregătea împreună cu artiștii extraordinari de la juni să ne prezinte astăzi momente de mare valoare aici, acasă, la Bistrița. Felicitări tuturor și mult succes formațiilor prezente! Mulțumim, domnul ministru!